Profesor universitar dr. Maria Puiu este medic primar genetică medicală și medic primar pediatru, fiind unul dintre geneticienii cu dublă specializare. Și acest lucru este valabil pentru mai mulți medici români care au ales specialități la graniță. În timp ce în alte țări există supra-specializări în genetică pentru anumite specialități medicale, în România acești medici sunt nevoiți să facă două rezidențiate. Șef al disciplinei de genetică a UMF Timișoara, vicepreședinte al Alianței Naționale de Boli Rare din România, coordonator al Centrului Regional de Genetică Medicală Timiș, parte integrantă a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii lui Surcanu Timișoara, profesor dr. Maria Puiu ridică problema acestor competențe, dar și a împărțirii specialității de genetică în două. Deci cardiologul întâlnește foarte multe boli rare, boli genetice. În străinătate, sigur că se vorbește tot mai mult de specialități de graniță, de exemplu cardiologie plus genetică, cardiogenetică. Și există astfel de specialiști. În străinătate există cardiologul care poate face un curs de foarte serios de 2 ani, se cheamă, de exemplu, în Franța University Diplom, deci o diplomă nouă care să-i acopere cunoștințele de care are nevoie în practica lui, cunoștințele de genetică, de 2 ani. Și el este cel care acoperă patologia cardiacă de cauză genetică. La noi, neexistând aceste diplome sau aceste, le-am spune, competențe. Pe vremuri au existat aceste competențe, astăzi nu mai există. Și ca atare, sigur, ai auzit de specialiști care... de persoane, de medici cu dublă specialitate. Fac o specialitate, după aia mai fac un rezidențiat, adică 5 plus 5 sau 4 plus 5 sau 4 plus 4. Este foarte mult și este dificil pentru că prima specialitate este evident bine parcursă, dar a doua, în timpul ăsta, persoana lucrează, știu eu, este și poate cadru didactic, deci are mai multe joburi și mai intervine și această nouă specializare, e dificil. Care sunt specialitățile care, practic, ar necesita o astfel de supra-specializare? Da, ai înțeles perfect. Aproape toate, dar pe primele locuri, cardiogenetica, suntem în discuții și avansate cu doamna Ruxandra Jurcuț și am înaintat adresă comună din partea Comisiei de Genetică și de Cardiologie pentru asigurarea unui program național de testare în bolile cardiologice rare, dar și în oncohematologie, nu? Vorbim de oncogenetică. În ginecologie este nevoie, în bolile endocrine și metabolice, așa cum e specialitatea la noi. Foarte mulți pediatri ar fi interesanți, oftalmogenetica, noi avem astfel de psihiatrie de copii sau psihiatrie în general, neurologia întâlnește foarte multe boli genetice, deci ar fi foarte importante aceste, să se reintroducă aceste competențe pe care specialiștii le-ar îmbrăca cu mare drag. Mai există o problemă care iarăși este foarte deficitară la noi. Există specialitatea noastră care acoperă și partea de testare genetică, deci de laborator, și partea de clinică. În străinătate, în Europa, deja specialitatea noastră s-a împărțit în două specialități. Una este genetica clinică și cealaltă este laborator clinic de genetică medicală. Cu alte cuvinte, geneticieni care stăpânesc foarte bine instrumentele de testare, fie că e vorba de cariotip, FISH, array, secvențiere de ultimă generație, și alți specialiști care întâlnesc pacienții în clinică.
recomandă o anumită testare genetică sau pot să pună deja un diagnostic clinic pentru că au văzut multe cazuri și cunosc aspectul, fenotipul unei anumite boli. La noi, sigur că nici noi nu putem să le facem pe toate și la noi tinerii rezidenți de obicei se hotărăsc în primii 2-3 ani de specialitate ce îi îmbracă mai bine, partea de laborator sau partea de clinică sau ce le place mai mult și atunci rămân fie pe o parte, fie pe alta a specialității noastre. Da, corect ar fi să existe, sigur, o astfel de împărțire foarte clară și administrativ și legal. În momentul de față avem suficienți geneticieni în România? Noi întotdeauna am calculat să avem câte unul pe fiecare județ, așa cum arată ordinul nostru, rețeaua de genetică medicală din România și să avem, sigur, și mult mai multe laboratoare, deci nu avem, nici pe departe nu avem. Avem însă și am făcut un efort foarte mare, toate centrele universitare, să pregătim rezidenți, problema că ei rămân toți în centrele universitare, nici unii nu sunt dornici să se îndrepte spre un județ sau altul fără specialist în genetică medicală, nici măcar în... Și nu se îndreaptă, nu pentru neapărat că n-ar vrea ei, ci pentru că aceste județe nu au scos la concurs. Fiecare spital județean era obligat, sunt deja mulți ani, da, din 2014, hai să spunem în 2015, fiecare spital județean trebuia să aibă un post de genetician pe care să-l scoată la concurs și, sigur, între timp, tinerii noștri specialiști ar fi ocupat aceste posturi pentru că sunt specialiști foarte buni, cei care au ales să practice genetica și am fi avut o situație mai bună a geneticii în țară. Altfel, vă dați seama, fie virează spre altă specialitate, fie pleacă din țară. Cele două soluții.